Un audit al Curții de Conturi realizat la Consiliul Județean Hunedoara scoate la iveală un prejudiciu de circa 9 milioane de lei creat de administrația județeană. Vizate de inspectori sunt capitolele de lucrări de drumuri, de zăpezirea și câinii maidanezi. Reprezentanții județeni susțin că s-au respectat prevederile legale, motiv pentru care au și contestat raportul Curții de Conturi. Consiliul Județean a contestat raportul pe care l-a făcut la București. Am avut o discuție amiabilă cu cei de la DEVA. Așa se face, am urmat toți pașii. La ora când discutăm noi, ceea ce contestă dumnealor, contestă un pod care a căzut și a căzut undeva prin 2013-2014 și noi am atacat la tribunal Sece Hidroconstrucția care a săpat la pilonul podului. Participațiunile la drumurile județene care firma s-a închis în 2011-2012. Faptul că am pus asfalt, că am asfaltat un drum în Pasul Vulcan și el trebuie trecut pe investiții. Noi l-am făcut pe lucrări de drumuri pe întreținere. Una peste alta, nu este contestat niciun, adică nu este că nu s-au făcut lucrări, s-au făcut toate lucrările, dar sunt lucruri care ei l-au contestat. E dreptul lor, dar este și dreptul nostru de a ataca mai departe la tribunal întreg acest raport a Curții de Conturi. Verdictul prejudiciului va fi dat de justiție, unde se va stabili dacă într-adevăr s-au încălcat prevederile legale sau este vorba despre o eroare.